După un debut fulminant de sezon în Liga 1, FC Botoșan speră la un loc în play-off-ul Ligii 1. Pretențiile botoșănenilor sunt absolut justificate, mai ales că echipa moldavă se află în plin retur pe locul 4 în Liga 1 cu 31 de puncte. Totodată, roșialbalbaștri se pot lăuda cu 9 victorii din 17 meciuri, cu 4 egaluri și 4 înfrângeri. În momentul de față, jucătorii botoșăneni se află în pauză competițională din cauza meciurilor naționale, dar după reluarea campionatului va începe o luptă surdă pentru menținerea în poziția de play-off. Clasamentul este destul de strâns, FC Botoșan se află la doar 2 puncte distanță de locul 3, ocupat de CSU Craiova. Poziția în clasament a botoșenenilor este atacată de FC Viitorul, Constanțenii aflându-se la numai 2 puncte de roșialbalbaștri. Tocmai de aceea, echipa Nord-Moldavă nu-și permite prea mulți pași greșiți. Următorul meci va fi jucat de FC Botoșani în deplasare la Poli Timișoara pe 17 noiembrie de la ora 18.